Alegerea unui nume pentru bebeluș poate fi un proces stresant și dacă sper să găsești un nume de bebeluș unic, procesul poate părea chiar mai dificil. În limba română, de exemplu, sunt doar câteva nume de fete care nu conțin litera A, dar de unde te inspiri să găsești un nume unic? Până la urmă, trebuie să te gândești intens la asta, pentru că fetița ta va purta acest nume toată viața. Există câteva strategii care te pot ajuta să găsești un nume care să se potrivească perfect bebelușului tău. Pe parcursul vieții copilului, oamenii își vor forma o impresie despre cine este acesta în funcție de numele său. De fiecare dată când copilul trimite o cerere de angajare, trimite un e-mail sau se prezintă, persoana de cealaltă parte își va forma o impresie instantanee. Numele copilului ar putea să prezică personalitatea lor, influențând modul în care sunt priviți și percepuți de alții și chiar să determine nivelul lor de succes. Numele dat unui copil ar putea influența totul de la popularitate la alegerea carierei. Un studiu realizat de cercetători în Republica Cehă a descoperit că studenții cu nume de familie care sunt spre sfârșitul alfabetului aveau tendința de a obține note mai mari la teste. În schimb, studenții ale căror nume de familie erau mai aproape de începutul alfabetului aveau mai multe șanse să fie admiși la colegii competitive. În limba română există doar câteva nume care nu conțin litera A. Altele sunt majoritar împrumutate din alte limbi, dar sună foarte bine în limba română. Iosefina, Ingrid, Ines, Yasmina, Elizabeth, Betty, Denise, Mimi, Miriam, Ruby, Brigitte, Celine, Edith, Noemi, Odette, Margot, Jacqueline, Scarlett, Belle, Natalie, Emily, Evelyn, Sophie, Nicole, Jennifer, Lorelei, Heidi, Chloe, Lizette, Ariel, Roxanne și multe altele.